Cămară de lemn, două bețe cu patru cilindri și vehiculul copilăriei noastre e gata. Cei drept, doar băieții se dădeau pe cart pentru că era destul de periculos. Americanii însă l-au perfecționat. Pe lângă faptul că e mai solid, are și niște roți așa mai de Doamne ajută, i-au mai pus și un scaunel. În schimb, probabilitatea de a te da cu el peste cap e la fel de mare. Tocmai de aceea, peste ocean, astfel de distracție se practică doar pe iarbă. Atât pentru această seară.